fost ușor, eu știu ce l-am luat așa, că ne-am mai scris tot dictările, așa? Da, da. Și selective și de care am scris? Creatoare și de control, tot felul ăsta. Și mă bucur, vă spun, dacă o să muncim noi toți ani și o să acumulăm astea cunoștințe și au acumulat anul acesta, eu cred că noi o să putem face cerințelor din clasele gimnaziale, cincea nouă. Elevii sunt super ridicori. Sunt unele zile, cum și tine, sunt multe mai slăbuțe. Sunt eu, că atunci nu s-a tăiat. Eu vă spun că capacitățile lor sunt capacități pentru vârsta lor, pot ei învăța. Sunt câțiva elevi mai slăbuți. Clasa e între primele noastre, la mână. Toți sunt deși în clasa a treia. A doua vieți. Da, dar de ea ne dar noi am spus că am învățat pe adunare din clasa a doua, noi am învățat anul acesta. Manualul din clasa a doua de citire l-am învățat anul acesta. Ne ducem într-o treia. Vreți? Da, da, da. Da, ne ducem cu o condiție. Dar voi vara, veniți doamna și îmi spuneți că o stau la multe de la 2 până la 9, ne ducem în clasa a treia. Bun? Dacă vara. Cu 2, așa? Vă spun că sunt mulțumită. În motiv la sfârșit de an, la semestru, noi așteptăm un fel de concurs la căușa de la secția renală. Și noi ținem cont de motivul pe care primesc la evaluare totalizare. Totalizare. Probă de evaluare. Noi am primit probă de evaluare de aici din școală. Elevii au scris bine, au fost așa, note de 10 n-au fost, din ce cauză n-au fost note de 10. Note de 10 n-au fost din cauză, că noi ne-au dat 10 puncte, al 10-lea punct a fost o problemă de logică și eu nici n-am scris-o la elevii și noi toate învățătoare din toate 3 clase n-am scris problema pe tavă, fiindcă n-am vrut că ei degeaba să pierdă timpul, să se distragă, să-mi scrie alte puncte. Problema a fost grea. Eu azi ne-am numit lor, ne-am pierdat să studiez mie voastre, dacă o să o puteți rezolva. Epitaf, eu azi ne-am numărit, puțin din ce și-o înțeles, e pentru clasa 3 și și de logică. Și le-am spus așa, să notăm, toți elevii care au rezolvat corect toate 9 puncte, îi notăm cu nota 9. 10 nu l-am dat, așa că nimeni nu a fost nota maximă, a fost nota 9. Au fost 8 elevi care au scris nota 9, e foarte bine asta. Au fost 8 elevi care au scris nota 8. Spuneți-mi mai departe, câți de 7 au fost? 5? Ori 4? 2 de 6? 1? 4. 4. În general, au scris elevi bine. M-am bucurat, au fost foarte variate. Toate echipurile de exerciții care le-am învățat, noi ne-am învățat și mai greu, adică am fost acolo, am fost cu împrumutul, cu pământ, de asta noi am învățat, noi trebuie să învățăm în clasa a doua. Eu am văzut că ei însușesc, la noi vreo 4-5 elevi, nu am învățat, așa ceva, trebuie să însușesc și am dat ca să nu stăm chiar pe loc. Nu ne mai rămâne să lucrăm mult asupra problemelor. Asupra problemelor, la probleme întotdeauna avem un greutăți, trebuie cea logică, și ei să învățați să gândească la concret. Numai... Eu sunt mulțumită de ele, dumneavoastră. Vă spun mai cinstit. Iată, mă aud și nu știu care s-a dat exemplu, să mai stau. Spun asta adevărat. La limba română, scrisul mai știu pătă. Mai n-a să doresc scrisul. Pentru că nu te să fie în pot. Dar știți, ei nu sper. Atunci când scrie în produs, să nu credeți că ei nu pot. Să nu-i credeți. Pentru că ei nu se sperie. Nu se sperie. Eu atunci și așa am întrebat repede să facă loc. Repede, repede să facă loc și gata. Și ei grijă să... Eu am terminat. Asta nu înseamnă că e bine dacă am terminat primul. Am copii care poate încet lucrează, dar foarte bine. Ai, de ești cum o să încep acolo în fotografie. Da, da, da. Și pe unghi. Ia ne-am coasă ori. O lei, pe lângă mama. Dar nu acolo, nu acolo. Notele, eu vă spun. Eu așa în linii generale pot să pun ce e și în învață. Dar notele la sfârșit, da? Sunt zilnic, eu mai scălesc, că sunt notele
campionatul de oboi schimbi notele, eu am mai scales la noi și la sfârșitul semestrului. Asta ar fi la noi în ultima zi de școală 30, asta ar fi să se învățăm. Da, 31 ca atare ultimul semestru, poate 30. Și noi dacă sâmbătă nu învățăm, dar probabil că care eu trebuie să simt că trebuie să trecem în clasa 11, clasa 9. Copii? Era, dar nu tot s-o schimba. Tot, mulțumit. Toți ochișorii așteaptă să spun ceva de tine, așa? Așa, păsările animale. Să nu trecem indiferenți față de un fruturaș cu arefioară frântă, față de un copăcel care este rănit. Să ne aplecăm urechile la cei mici, fiindcă fără cei mici, viața noastră ar fi tristă și fără niciun sens. Eu apelez la voi, copii, la inimile voastre copilărești, înțelegătoare, de a salva măsura, fiindcă voi sunteți viitorul ei. Și astăzi, elevii clasei de an, au pregătit mania cu genericul să iubim și să păstrăm natura scumpă ce-o avem. Cu mânaș, petrică, vă amintiți? Ce gândești? Deschidem ochii în lume, creștem și trăim, înconjurați încă din primele clipe de minunata natură și odată ajunge în vârsta înțelegerii, prea puțin dintre noi își dau seama de necesitatea ocrotirii ei. De la naștere până la moarte ne înconjoară, ne bucură, ne întristează. Țineți minte că plantele și animalele n-au cum se plânge. Nimeni nu le va lua apărat în afară de noi, locuitori, moldovi, că distrugând natura ne pedepsi pe noi. Țineți minte, frumusețea care ne înconjoară aparține nu numai nouă, ci și nepoților și strănepoților. Agre, mai mici, mai mari, tieri, haide ieși, ne adunăm cu ploiță să udăm pământul cel viden. Priviți, priviți, ținuți la vai, că te iasă de uscat, de ploiță înșetat. Stăpâne, noi din mare spătare, ce auzim a ta chemare. Of, of, cred mi de greu, mult acum mai am eu. Suntem tot locul, păsre, cuibu și fac în frunzișul nostru drag. Suntem fani și activi, ne numim decorativ. Da. Dar noi licăru din putere. Tocmai acum am înțeles pe ce drum greșeam. Dacă crengelele rugi, rămân puie fără cuib. Lică, lică, băința, ne mândrim cu tine. Yeah.
mă duc la prietenii mei și servesc cu mă pe ei. Să te trecem cu motor, să rămân toate sport. Să le spun la toți copiii cât mai grăjulii să fie. Să ocrotească tot ce înconjoară, numai atunci va fi frumos în țară. Cartea acum. Ah, ești binevenită, carte.
frate minunată, ce ocrotești natura toată. Cărticică, capuvit, de ce roșie tu ești? Roșie ia în culoare să mai vadă fiecare, fie mic sau fie mare. Zine și noi care suntem ghiocei, suntem scriște de la ei. Și noi plâng de lăcrimioare, toți suntem aici chiar oare. Cât cu Thank you.
că ești vin. Nu m-a înțeles. Aha, șoca, tu te prezenți în școală. Dar pe că poate trebuie să îi ridic. Mihai, trebuie să-i întrebat. Nu, mă, nu, trebuie să schimb. Hai că faci. Vin, Mihai. Tu du-te în parte și ea. Asta. Pentru că e dansat. Așa. Iată așa, neamă. Da. Și... Ce știi cuvintele creștine? Da, da. Hai! Du-te, vreau să-ți zic.
Ай, чи ва, чи їні махаїри, ава, чи я купрашті амане, кукулія шапку мозгів, та я лаша дую, а сі поті нічого дати, писать сарунчку п'ятри. Ну, вісі паріся у пічнєва. Ти пора кукуяти, Валя проти у колінди, та, спати. Він каже, рожу нові, я в кувойка тримаю. Ну, є спати, хрумати, ти є шкалу краяти. Дріхто хрумати, сам чию, дітка ще портрету вмів. Піпі, не веніка, деревня окрутіте. Ви пропоноги читали себе, окунашки чвари, дін, кота стіжану, я ще царю. Сприженіте квадрунга, врям вірне сражунга, бока-бок, бока-бок, вовсі вірне ленчо. Чо сприженіто аря? Чебі не парі. Мультумість, карти милася, ту я шкаву мама, каша. Зійди зі кота кулуари, на менті шламі, кламари, покрутить орче суфлари. Зинаку багета, фірмі шата, неадоната, пояна мінуната, де разіля соарелуй скалдата și де ploaie-n проспетата. Я să-mi spune cineva, o cizmă n-ați găsit cumva? Am găsit-o, am găsit-o, căci în gârnă ai pierdut-o. Sfatul meu te-ai ascultat într-un picior, dar nu în două ai stat. Mulțumesc, mătușa, bucle. Cocostâr, veser ce ești, dar cu ce tu te hrănești? Mă hrănesc eu cu țânțari și broscuțe, nu prea mai. Eu cântând în amiotei, vezi cum că e ora trei. Pu, 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 că mulți mai sunteți. Ca la târg în Humulești, încă că de îndepărtare, am văzut că e adunare. Pe fata moșneagului am întâlnit și încoace ne-am pornit. Vai, pupă, de ce am ascultat și de câți lușă am uitat. Zi-mi încoace, draga mea, acum te voi pierde în alte spate, te voi mângâia. Iar acum, după mea părere, îți lipsesc în schimbă tine. Am, am, îți mulțumesc, numai bine îți doresc. Îndrăzneță mă apropii, mândră fată din povești, ajută-mă dacă dorești, cucula nu e venit cu un picioruș înit. Cucușor, tu pui de cu, când durerea nu te lit, eu aici o să rămân. Cucușor, cât fetița teapa ta, mai încet îți vom cânta. Vezi? M-am stăruit să-l îngrijesc de o misă
el ocrotit. După ce l-am curățit, pomul parcă am florit și mi-a șoptit vânt. Mulțumesc! Așa e frumos! Așa e frumos! Așa e frumos! Așa e frumoasă, fată, căci tu cu inima-ți curată, mereu, mereu ai ajutat pe toți care te-au strigat. Îți dăruiesc eu o rădiță, aici are și o cheiță, dar să nu o deschizi cumva până nu ajungi la casa ta. Uite, asta e vrerea mea. Pupupu, și eu tot îi mulțumesc celui care m-a salvat, ața de nedezlegat și în coace a învolat, căci noi păsări cântăm, oamenii bucurăm, numai atunci când libertatea vine, așa Domnul mi-a dorit, când eu ne-ai zâmbit. Într-un ochelari vine, Parise, cineva în coace vine. Pof, ce-am obosit, dar bine că v-am găsit. Am auzit că în pădure v-ați adunat și eu repede am zburat. Da, îți spun, ce s-a întâmplat? Voi să-ți mai zic Chișinău, o grădiniță poartă numele meu. Vai, ce minunat! Azi, de pericol natura vie, noi luptăm pentru a salva ecologia. Tot colectivul m-a rugat și așa m-a îndrumat. Bară ruză, buburuză, peste voi, pătrușelor, frumusețea să ne aduci, frumusețea sunteți voi, vă înviți, zburăm la noi. Dragii mei, sunt bucuroasă să vă zâmbete pe față, lăcrimioare, ghiocei, nu mai plânge de pitei. Am sperat că pe pământ mai există ceva sfânt, oameni cu inimărițe ce la greu nu se vărese. Iată și copii, ce nu vă vor nici, dar vă vor împărți. Acum eu cu bagheta fermecată, nu ajut eu chiar îndată. Vă duc până la portiță, la frumoasa grădiniță. Și vă spun la revedere, lăsându-vă cu misericord. Marilu lac și Daridul, zbar spre Ruza Buburuza. Așa, bine, vă capul, știi? Iar acesta ia canal, s-a legat.
cheamă? Poi. Și ăștia poi. Spune, mami. Spune-i tu dacă te întreabă. Rego, prego, corego, am venit cu altă treabă. Ce funiță fără piele? Să mă înveți cântarea mea. Aragan, ce-ți dau în gând? Bun, bunice, eu am cânt. Eu îți cânt, Arture. Da. Ascultă bine și repetă după mine. Cu cri gu gu. Cu le gu gu. E te hai la mine. Cu cri gu gu. Cu le gu. Și eu nene cu cri gu. Să mai vie puiul mâine. În colectă e rămâne. Copilați din toată lumea, știți cum se roagă mama pentru voi în orice seară. Nu știți sigur, n-ați vreo seama, când cu ochii plini de lacrimi, măicoana mai ce simte, își rostește în rând de șoapte rugăciunea cea fierbinte. Uite așa grăiește dânsa, Maică Sfântă Precurată, vezi ce frumos domnul și e în Sfânta Vierea toată. Pentru ei greu mă zbucem, pentru ei trăiesc în lume, și în dur atât mă iau în pieturile fără de lume. I-am plucat ce-a fost pe tine, știu că ei să nu mă vadă, și te rog mai curtă Sfânta să cobor în blândă rază, raza bunătății tale, pe frumoasele lor plete. Ca să n-aibă visele. Ca să n-aibă viserele și nici prea pe lemuiete. Și mi-e fă ca zor de ziua să-i văd. Când o fi ca să se scoale. Când o fi ca să se scoale, să-i văd plâți cu mici veseli, cum îndreaptă. Îndreptând spre mine pașii. Îndreptând spre tine pașii, colo în cel sus îngerașii. Să-mi mai mare vira. Că la ce să acasă? Da. Ce că aici când asam, ora uite după. Când asam